La ce trebuia să... La ce ați răspuns voi foarte bine? Am adus o frunză care are foarte mulți peri, da? Da. Bun. Iulian. Iulian. Iulică. Iulică. Care au fost părerile voastre? Ia să vedem. Care a fost părerea ta, Costică? Părerea mea, am zis că... Hai ca să te registrezi aici. Că are perișorul ea pentru a... A absorbi. Pentru a absorbi apa. Și am zis noi că e adevărat sau nu? N-am știut, da? Tu ce-i zici? Tot la fel ca Costică, lumea ca să se ajute pentru când este sete. Când le este sete, ai zis bine. Altă părere am zis tu, tu ai spus cuvântul... Tu ai fost primul, Iulian. Ce ai spus prima oară? Că ține apa. Ține apa, bravo! Tu ce ai spus? Tu ce ai spus? Zii tare! Bruma! Bruma! Cine a mai zis bruma? Marian. Marian, dar care, când te-ai gândit la brumul, ce ai spus? Că dacă e frig afară, ca la cățel, nu? Da. Să-i țină? Căldură. Să-i țină căldură. Și care au fost cea mai bună idee din clasă, copii? Ale Iulian. Dar cum v-a demonstrat Iulian? Iulian, zi tare. A pus aplicatură de apă pe frunză. Bun. Și ce trebuia, ce așteptări ai avut, Iulian? Când ai pus picătura de apă, ce te-ai gândit? Am crezut că o să alunge apa, o să dai pe lângă, o să fie în fel ca o barieră ca să nu-i dai voie la apă să pătrundă în frunză. Ia pune-mă o picătură de apă, mă, băiete, mă. Bă, tu ești deșteptare, mă, bravo. Bă, dar trebuie să spun și 10 azi, nu? Ia să vedem. Pune mai mult, au ce emoții are. O parte din apă a curs. O parte o curs, dar nu o curs mușeni. Dar ia frunza asta la acolo. Fiți atenți! Fiți atenți, trebuie să facem un experiment mic. Stai așa. O luat o frunză pe care o turnat apă și s-a scurs, nu? S-a scurs că e fiindcă e... Păi și atunci, ia, și dincoace ia vezi cum e. Eu mi-e două pătrunse. Dincolo o pătruns apa și care frunză e adevărată? Deși pe una s-a scurs, nu-s la fel din aceeași plantă? Ba da, dar... Ia, ia auziți. Costică? În alta o pătruns apa, prin canal care trebuia să duc la ea, o pătruns apa asta. Ia mai toarnă data. Deci, dimineața este rouă, da? Da. Hai să vedem, măi, intră apa în frunză sau nu? Deci, prima teorie care a fost? Că frunza va absorbi apa, o va reține. Băi, și curge, măi, iată. Iulică nu iese. Ce zici tu, a? Prima... Da, da, ia să vedem, o parte. Curge, mă, frate, și atunci la șirul ăsta, mă, așa. Păi, e adevărat, prima oară s-a infiltrat apa printre perișori, da? Am rezolvat. Costica. Poate că nu mai o dată. Costica, am rezolvat problema. Dar doar o pun doar pe aia, nu poți. Costica. Zi. Aia nu-i dreaptă de aia. Că nu-i dreaptă, bună idee, altă idee. Ia, ia, s-a umezit? S-a umezit aici. Parcoleacă. Băi copii, ia spune. Uitați cum stau picătorile, uite, domn profesor, nu-i dă voie. Stau acolo, nu le dă voie să pătrundă. Dar le atrage înăuntru, oare? O să le atrag cu timpul, acum ele sunt... Și atunci acasă, că aveți pe marginea șansului, faceți voi un experiment. Ia auziți clasa așa, se acinge. Pentru ambele clase. Eu n-așa. O să n-a, iau-te aici în fața școlii, îi plin. Da. Luați când plecăm acasă, în pauză, câte o frunză din asta și discutăm în timpul vacanței. Ce zici? Ce să facem? Ia zi, Maria, stai. Ce ai zis tu? Facem o biosferă. O biosferă. Ia zi, Maria, la ce te-ai gândit? Că dacă punem acolo niște apă de rău și punem ăsta iarbă, e să faci acolo multe creatori. Bună idee. Și unde faci astea? Într-un borcan? Unde? Da. Ia-ți, Maria, ce-a zis. Să punem într-un borcan, să luăm cu rădăcină, să punem planta asta într-un borcan, ca și cum ar fi planeta, știi? Da. Și să observăm în borcan și ce facem, ce se întâmplă? Cu fotografii, cu ce? Cu telefonul, după care discutăm toți la o oră și interpretăm rezultatele. V-ar place să cercetați fenomenul ăsta? Da. De ce plantele au frunze păroase, cu peri? Știu eu să vă dau răspunsul. Uite că eu nu știu asta. Mă ajutați voi să răspund? Mă ajutați să răspund la întrebarea asta? Da. Uite, da, de ce nu? Nu, dar de ce copacii abia acum ies frunzele și toată iarna o parte? Au rămas fără frunze. Păi în pământ mai este apă, zi? Nu. Este... Da, să poate din frunze și să vrea să rădăcine și prima care o rădăcine ca să
Exact. Dar care e singura plantă care rămâne verde peste iarnă? Bradul. De ce bradul rămâne verde? Cine știe, mâna sus? Este rezistă la frig. Rezistă la? Frig. Frig, bravo. Face fotosinteză iarna? Nu. Ba da, dar mult mai încet. Cum sunt frunzele la brad, copii? Sunt țepoase. Pierde apă mai multă dacă sunt țepoase? Nu. Face economie de apă. Și de unde putem demonstra asta? Trebuie să facem o secțiune prin frunză să vedem de ce bradul pierde mai puțină apă.